În cadrul iarmărocului dedicat Zilei Europei, au fost prezentate peste 30 de proiecte ale Comisiei Europene implementate în Republica Moldova. Reprezentanții proiectului destinat suportului pentru sistemul de sănătate au oferit publicului larg informații privind reforma în domeniul sănătății și au demonstrat echipamentul livrat în centrele medicale din provincii, prin intermediul acestui program. Scopul proiectului în Republica Moldova este fortificarea asistenței medicale primare. Această misiune va fi realizată prin intermediul a 4 componente. Obiectivul nostru este ca asistența medicală sau medicul de familie, chiar și în localitățile rurale, să poată să dezvolte o activitate care să reducă rândul la medicul de familie și să avem acces la servicii medicale de calitate, chiar și în mediul rural. De asemenea, avem ca scop elaborarea unui sistem informațional pentru sectorul de asistență medicală primară. Reprezentanții proiectului destinat promovării exportului produselor moldovenești pe piața Uniunii Europene au distribuit fructe și legume mai din Moldova și au organizat un concurs pentru participanți, iar experții în zootehnie au demonstrat sistemul de identificare a animalelor introdus în laboratoarele moldovenești cu suportul Comisiei Europene. Astăzi am încercat să expunem toată informația despre domeniile în care Comisia Europeană și-a adus aportul, suportul financiar și tehnic. Deci am încercat să venim cu niște fructe, cu niște legume și să rugăm pe cei care participă, care au venit la această expoziție de proiecte, să ghicească din ce țară vine produsul. A fost prezentată și activitatea misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră, precum și proiectul Erasmus Mundus, care oferă tinerilor posibilitatea să-și facă studiile în unul din statele Uniunii Europene. Am fost surprinsă de faptul că finanțează proiecte de susținere a medicinii, că colaborează în domeniul securității la frontieră. Personal pentru mine am venit să aflu despre programul de master Erasmus Mundus și am fost mulțumită. Deci eu nu știam că atât de multe proiecte europene, atât de multe organizații sunt atrase în multe proiecte. Deci cu plăcere constat chestia asta, am luat informația, chiar voi mai studia și cred că ziua de azi demonstrează că noi într-adevăr am făcut în ultimul timp încă un pas spre Europa și mai multă încredere că înapoi nu avem drum. După iarmăroc a fost programat și un spectacol muzical cu îndrăgiți interpreți și formații autohtone. Vasile Munteanu, Boris Balan, Mesager.